Am 86 de ani. Și când mă apropii de sfârșitul carierii mele ca predicator, mi-aduc aminte de prima mea predică pe care am ținut-o. Acum 50 de ani. Mai mult de 50 de ani. Am predicat. Am început cu o povestire. Că odată micul Solomon, fiul regelui David, să juca și el ca toți copiii prin curtea palatului lui David. Și a văzut ieșind din palat pe juvaierul. Juvaierul, să spun, nu? Pe juvaierul palatului. Foarte trist și apăsat, iese din palatul tatălui său, al lui David. Și el, având o inimă bună, Solomon, l-a întrebat, dar de ce ești așa trist? Ce, pe, cum să nu fiu trist? Mi-am pierdut viața. M-a chemat tatăl dumitale, David, și mi-a spus să-i fac un inel din orice material vreau eu. Un inel. Dar inelul acesta să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure. Și când mă voi uita la inel fiind bucuros, să mă întristez. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește oricât vreau eu. Dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi cap. Și acum, cum poți să faci așa un inel care să-ți schimbe pe loc bucuria în tristețe, tristețea în bucurie, te uiți la el, gata, te-ai transformat. Asta e imposibil, înseamnă că mi-am pierdut viața. Și Solomon, care era înțelept din copilărie, i-a spus, primește un sfat de la un copil. Fă-i tatălui un inel din tinichea, să nu cheltuiești nimic pe material. Și pe inel sunt scrii trei cuvinte ebraice, Gamze Yavo, care înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita regele când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, ea se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Și vei avea și bună răsplată și ți-ai scăpat și viață. Cu asta am început prima mea predică acum 50 de ani.